1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Oare, prin aceste cuvinte, Dumnezeu semnează un cec în alb? Eu cred că nu. În orașul Santa Fe, din statul american New Mexico, se află o renumită capelă, Capela Loreto. Cu privire la această capelă s-au făcut multe emisiuni televizate, inclusiv serialul Mistere Neelucidate a avut un episod cu privire la acest edificiu. În 1878, după vreo 5 ani de lucru, capela era gata. Ușile erau la locul lor, băncile erau fixate, podeaua șlefuită, totul era gata, chiar și loja corului, aflată undeva la înălțime. Totuși, lipsea un singur lucru. Scările care să te urce la lojă. Spațiul era prea mic pentru a permite construirea unor scări standard. Cei mai buni constructori și designer din zonă au dat din cap și au spus: imposibil. Surorile din Loreto aveau o problemă mare. Peste 6 metri le despărțeau de loja corului. Așa că ce au făcut? Singurul lucru cel mai puteau face: s-au pus pe genunchi, ne spune istoria. La fel, sunt crevase în viața noastră peste care nu poți trece de unul singur. Sunt domenii pe care dacă nu le ceri, nu le primești. Sunt munți pe care nu-i primești fără ca mai întâi să îi ceri. Sunt binecuvântări de care nu ai parte fără să-L inviți pe Dumnezeu la tine acasă. Surorile din Loreto au știut una ca aceasta. Dar cu mult mai mult înaintea lor au fost alții de la care ele au învățat acest adevăr. Aș vrea să ne uităm la trei narațiuni cu aceeași idee centrală, dar fiecare cu specificitățile și lecțiile ei. Trei narațiuni care ne învață câte ceva cu privire la îndrăzneala de a-i cere lui Dumnezeu lucruri mari. Prima narațiune le are ca și personaje principale pe fetele lui Țelofhad. Citim această scurtă narațiune în Numeri 27, de la 1 la 11. Fetele lui Țelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Galat, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif, și ale căror nume erau Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirța, s-au apropiat și s-au înfățișat înaintea lui Moise, înaintea preotului Eleazar, înaintea mai marilor și înaintea întregii adunări, la ușa cortului întâlnirii. Ele au zis: tatăl nostru a murit în pustie. El nu era în mijlocul cetei celor ce s-au răzvrătit împotriva Domnului, în mijlocul cetei lui Core, ci a murit pentru păcatul lui și n-a avut fi. Pentru ce să se stingă numele tatălui nostru din mijlocul familiei lui, pentru că n-a avut fi? Dă-ne și nouă, deci, o moștenire între frații tatălui nostru. Moise a adus pricina lor înaintea Domnului și Domnul a zis lui Moise: fetele lui Țelofhad au dreptate. Să le dai de moștenire o moșie între frații tatălui lor și să treci asupra lor moștenirea tatălui lor. Iar copiilor lui Israel să le vorbești și să le spui: când un om va muri fără să lase fii, să treceți moștenirea lui asupra fetei lui. Dacă n-are nicio fată, moștenirea lui s-o dați fraților lui. Dacă n-are nici frați, moștenirea lui s-o dați fraților tatălui său. Și dacă nici tatăl lui n-are frați, moștenirea lui s-o dați rudei cele mai apropiate din familia lui și ea s-o stăpânească. Aceasta să fie o lege și un drept pentru copiii lui Israel, cum a poruncit lui Moise Domnul. Aceasta este întâmplarea. Ce învățăm din ea? După ce numărătoarea este refăcută, înainte de intrarea în țara promisă, fetele lui Țelofhad își dau seama că ele vor fi exceptate de la moștenire, pentru că tatăl lor nu a lăsat niciun urmaș de parte bărbătească.
astfel se hotărăsc să îndrăznească înaintea lui Dumnezeu. O prima întrebare care se ridică este: de ce Duhul Sfânt așează această istorioară pe paginile Scripturii? Legea putea fi dată dintr-un început, astfel încât moștenirea să urmeze fetei, dacă tatăl nu are băieți. De ce a trebuit inserat acolo? Nu putea pur și simplu Dumnezeu să specifice legea în forma ei finală? De ce ni se relatează apariția fetelor cu cererea lor, cu îndrăzneala lor? Eu cred că Scriptura o face pentru ca să ne învețe ceva. Din modul în care s-a modificat legea, avem ceva de învățat. Și anume ce? Uitați-vă câteva învățături din experiența fetelor lui Tselofhad. Fetele lui Tselofhad prețuiesc lucrurile cu adevărat valoroase. Vrei să ai îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu? Prețuiește lucrurile cu adevărat valoroase. Fetele nu doar că au studiat legea, au căutat să o înțeleagă și au priceput că rămân fără moștenire. Ele au văzut valoare în moștenire după ce au fost martorele sacrificiilor timp de 40 de ani. Nu vreau să rămână cu mâinile goale în țara care le fusese promisă. Au prețuit-o într-o asemenea măsură încât au îndrăznit să ceară lui Moise ceva neprevăzut. Până și Moise este pus în încurcătură și trebuie să-l întrebe pe Domnul. Fetele au prețuit moștenirea lui Dumnezeu atât de mult încât au fost gata de sacrificiul impus de Dumnezeu. Au fost gata să plătească prețul împroprietăririi. La ce mă refer? Citiți în numărul 36, în care le se pune o condiție, să se căsătorească doar în seminția lor. Au văzut valoare, au prețuit moștenirea lui Dumnezeu în asemenea măsură încât au fost gata și să plătească prețul împroprietăririi. Lucru cu adevărat valoros nu era pământul, în primul rând, ci numele care se pierdea. Fetele lui Tselofhad au văzut valoare în moștenirea lui Dumnezeu. Așa că prima învățătură aceasta este: prețuiește lucrurile cu adevărat valoroase. Care sunt lucrurile cu adevărat valoroase pentru tine? Ce te preocupă cel mai mult? Pentru ce lupți și îndrăznești cel mai mult în viață? S-ar putea că răspunsul la aceste întrebări să-ți fie de folos. Ce lași în urma ta? Cum îți este văzut numele? Ce se spune despre tine? Ține minte că cei ce vin după tine vor fi afectați de numele pe care ți-l faci. S-ar putea să pui poveri pe umerii lor care să fie foarte greu de purtat. Prețuiește lucrurile cu adevărat valoroase. O a doua lecție de viață din experiența fetelor lui Tselofhad este următoarea. Unele lucruri le obținem doar dacă îndrăznim să le cerem. Oare lui Dumnezeu i-a scăpat din vedere articolul acesta de lege? Sau mai degrabă s-a ghidat după principiul: unele lucruri le primești doar dacă le ceri. Unele lucruri pot fi ale tale doar dacă îndrăznești să le ceri. Îndrăznește înaintea mea, spune Dumnezeu, și vei vedea de ce sunt în stare. Nu îndrăznești, nu primești. S-ar putea să vorbească Dumnezeu unora dintre noi chiar acum. Oare câte lucruri nu ne lipsesc doar pentru că nu îndrăznim să le cerem? Oare cât de săraci suntem prin alegere personală? Ce lucru special, prețios, îți lipsește astăzi? Poate fetele lui Tselofhad te vor învăța ceva. Unele lucruri le primești, le obții, doar dacă îndrăznești să le ceri. O a treia lecție de viață din experiența acestor fete. O cauză reprezentată cu respect înaintea lui Dumnezeu are sorți de izbândă. Uitați-vă la modul în care fetele pun problema și motivația ce rezultă din abordarea lor îl mișcă pe Dumnezeu. Ele se prezintă în fața conducerii, nu bârfesc, nu luptă pe la spate, nu creează
o răzmeriță. Se prezintă în fața conducerii. Ce fac acolo? Apoi, argumentează corect. Tatăl nostru a plătit pentru păcatul lui murind în pustie. El nu a fost dintre răzvrătiții lui Core, care au fost șterși din moștenire. Își cunoșteau istoria și o foloseau în argumentarea lor. Apoi continuă ele, singura lui problemă a tatălui nostru a fost că nu a avut fii. Pentru ce să se șteargă numele tatălui nostru din mijlocul familiei lui? Spuneți-mi voi conducerea. O cauză reprezentată cu respect înaintea lui Dumnezeu are sorți de izbândă. Aplicația pentru noi, cum ne susținem cererile? Atât în cadrul adunării, cât și cele înaintea lui Dumnezeu. Cum ni le susținem? Cu respect? Și un al patrulea adevăr extraordinar din experiența fetelor lui Țelofhad. Dumnezeu este gata să schimbe, să amendeze legea și istoria de dragul îndrăznelii tale respectuoase. Mi se pare incredibil. Fetele lui Țelofhad au dreptate, spune Dumnezeu lui Moise. Să le dai moștenire, o moșie între frații tatălui lor și să treci asupra lor moștenirea tatălui lor. Incredibil. Pentru că Dumnezeu este gata să schimbe, să amendeze legea și chiar istoria de dragul îndrăznelii tale respectuoase. Aceasta este experiența fetelor lui Țelofhad. Dar mai este un alt om în Scripturi care îndrăznește să ceară. Și acesta este Caleb, fiul lui Iefune. Istoria o găsim în Iosua, capitolul 14, de la versetul 6 la versetul 15. Ascultați-o. Fiii lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb, fiul lui Iefune, chenizitul, i-a zis: știi ce a spus Domnului Moise, omului Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Kadesh Barnea? Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Kadesh Barnea, ca să-i scodesc țara și am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat întru totul calea Domnului Dumnezeului meu. Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis: țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie, și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt anachimi și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și voi izgoni, cum a spus Domnul. Iosua a binecuvântat pe Caleb, fiul lui Iefune, și i-a dat ca moștenire Hebronul. Astfel, Caleb, fiul lui Iefune, chenizitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului, Dumnezeului lui Israel. Caleb, la rândul lui, a îndrăznit și a cerut muntele Hebronului. Nu a așteptat tragerea la sorți, deși aceasta era porunca lui Dumnezeu. Citiți în Iosua 13 și 14. El, Caleb, a îndrăznit să ceară. Putea să stea deoparte să aștepte sorțul. Și cu toate acestea, el îndrăznește. Și exemplul lui Caleb este unul care ne poate ajuta să intrăm în posesia lucrurilor minunate pe care Dumnezeu le-are pregătite pentru noi. Mulți nu le avem pentru că nu le cerem. Câteva lecții de viață, câteva lecții specifice care completează tabloul îndrăznelii de a cere. Trebuie să știi clar ceea ce vrei. Caleb a știut clar ceea ce voia. Cerința lui era exactă, nu generală. Numește exact ceea ce vrea.
Nu a venit la Iosua spunându-i că ar dori ceva frumos dacă s-ar putea. Își dorea un munte anume. Trebuie să știm exact, să fim specifici în cererile noastre. Dumnezeu va răspunde unor cereri specifice. Am mai făcut-o și cu alții. Aduceți-vă aminte de Bartimeu în Marcu 10. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Ce vrei să-ți fac? Iisus așteaptă o cerere specifică. Doamne, să-mi capăt vederea. Dumnezeu răspunde cererilor specifice, precise. Bineînțeles că Dumnezeu știe care sunt nevoile noastre înainte ca noi să le exprimăm. Dacă El ar răspunde tuturor nevoilor noastre înainte de a ne ruga, nici nu am mai face-o. Și nici n-am mai ști că Dumnezeu este acela care ni le dă. Nici nu-L vom observa în viața noastră. Așa că de aceea Dumnezeu așteaptă să îndrăznim să-i cerem. Și când îndrăznim să-i cerem, Caleb ne învață un prim lucru. Trebuie să știi clar ceea ce vrei. Fii precis în cererile tale. Aplicația? Care sunt acum câteva lucruri exacte, specifice, precise pe care le-ai cere lui Dumnezeu? Conturează-ți-le și îndrăznește. Apoi, o a doua lecție din experiența lui Caleb. Cererea ta trebuie să se încadreze în voia lui Dumnezeu pentru tine. Cererea lui Caleb se încadra în ceea ce i s-a promis. Ascultați ceea ce i s-a promis în numărul 14. Iar pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Aceasta este promisiunea și observați, nu una foarte specifică. Nu se menționează în promisiunea lui Dumnezeu că muntele Hebronului va fi a lui. Promisiunea este generală. Caleb va intra în țară și va avea un loc al lui. Atât. E bine, vedem pe acest Caleb, care a cărui cerere se încadrează în voia lui Dumnezeu. Se încadrează. E bine să știm exact ceea ce vrem, dar cererile noastre trebuie să se încadreze în voia lui Dumnezeu. Să fie bine ceea ce vrem. Să ni se cuvină, adică să aparțină cadrului promisiunilor lui Dumnezeu pentru noi. De aceea, nu orice îi vom cere ne va da, ci orice îi vom cere în cadrul promisiunilor lui. În perimetrul promisiunilor lui, El este gata să ne dea. Lucrurile care le cere se încadrează în voia lui Dumnezeu, în promisiunile făcute de El? Iacov ne atrage atenția în capitolul 4. Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, invidiați și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți. Pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Aceasta este a doua mare lecție din viața lui Caleb. Cererile tale trebuie să se încadreze în voia lui Dumnezeu. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, spune psalmistul în psalmul 66, nu m-ar fi ascultat Domnul, dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele. De ce? Pentru că n-am cugetat, n-am cerut din motive nelegiuite lucrurile care le-am cerut. A treia lecție de viață din experiența lui Caleb. Niciodată nu este suficient să cerem ceva, trebuie să și acționăm în direcția aceea. Caleb a luat în primire ceea ce a cerut, plătind prețul, mergând să cucerească muntele. Citiți în Iosua 15 cum Caleb se duce și își cucerește teritoriul. Este gata să plătească prețul, să și acționeze, nu doar să ceară. Pentru că până la urmă, să fim foarte atenți, a te ruga fără a acționa este ipocrizie. Iar a acționa fără
a te ruga este ateism. În cartea Numeri ni se relatează că acest Caleb și-a îndemnat poporul să se încreadă în Domnul. Spune acolo în Numeri 13, Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haide să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Acum era gata să acționeze exact acolo unde era problema. Cere locul cu problema care i-a oprit atunci, locul uriașilor, a fiilor lui Anac. Acum Caleb dovedește că credința lui de atunci nu a fost doar un impuls tineresc. După 45 de ani, vrea să arate noi generații că cuvintele rostite atunci nu au fost vorbe goale. Dumnezeu putea să ne dea țara fiilor lui Anac atunci. Ei bine, ne-o va da acum, mă duc eu să vă arăt. Iosua, dă-mi mie muntele acesta. Și sunt gata să acționez în direcția aceasta. Aplicația pentru noi? Ești pregătit să plătești prețul cererii tale? Ești gata să acționezi în direcția cererii tale? Doamne, vreau să biruiesc ispita necurăției sexuale. Doamne, curățește-mă și zidește în mine o inimă nouă. Ar cere unii. Se încadrează în voia lui Dumnezeu? Se încadrează. Este ceva specific? Este. Dar a treia lecție a lui Caleb este, ești gata să acționezi în direcția cererii tale? Ești gata să renunți la anturajul tău care te duce într-acolo, în acea ispită? Ești gata să schimbi orarul vieții? Locurile pe care le frecventezi? Observați? Nu este de ajuns ca cererea ta să fie specifică. Nu este de ajuns ca cererea ta să se încadreze în perimetrul voii lui Dumnezeu. Este nevoie ca tu să și acționezi, să dai lupta pentru împlinirea cererii tale. Asta ne învață Caleb. Și apoi, ultima lecție de viață din experiența lui Caleb, Dumnezeu răspunde celor care urmează întru totul calea Domnului. Caleb, în tot acest timp, de când a fost iscoadă și până la intrarea în țară, 45 de ani, de la promisiunea că va intra în țară până la intrarea efectivă în ea, a urmat în totul calea Domnului, ne spune textul. De trei ori apare expresia aceasta. Sunt trei mărturii din trei direcții diferite pentru Caleb. Mărturia lui însuși, o spune în versetul 8, Caleb se cerează pe sine și spune, am urmat întru totul calea Domnului. Apoi, mărturia lui Dumnezeu, versetul 9, Dumnezeu vede în inima lui și Dumnezeu spune, pentru că ai urmat în totul calea Domnului. Și apoi mărturia celor din jurul lui, în versetul 14, cei din jurul lui confirmă, Caleb a urmat întru totul calea Domnului. Dumnezeu răspunde celor care urmează întru totul calea Domnului. Vrei să ai îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu? Urmează întru totul calea Domnului. Dumnezeu vede lucrul acesta. Iisus o spune în alte cuvinte, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Experiența lui Caleb mai adaugă câteva lecții de viață la subiectul îndrăznelii de a cere. Și acum haideți să ne uităm la ultima narațiune. Este vorba de David și casa lui Dumnezeu. Un alt exemplu copleșitor cu privire la subiectul nostru al îndrăznelii de a cere. În 1 Cronici, de la capitolul 13 la capitolul 29, întâlnim această relatare. Nu o să recitim, narațiunea este relativ cunoscută. Așa că haideți doar să găsim lecțiile de viață în ea. Ce mai adaugă această narațiune la îndrăzneala de a-i cere lui Dumnezeu lucruri mari? David face poate cea mai mare și mai șocantă cerere la adresa lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. Doamne, spune el, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul lui Dumnezeu locuiește într-un cort. În 2 Samuel 7 citim aceasta. Ce înseamnă aceasta dacă continuăm gândul lui David? Gândul lui ar putea continua așa.
Oare aș putea avea onoarea de a fi eu cel care îți construiește ție o casă, Doamne? Și foarte mare atenție, îndrăzneala aceasta lui David este generată de cunoașterea legii lui Dumnezeu. La ce mă refer? Ca și împărat, știm cu toții, el a primit în mâini o copie a legii. Obligația era stipulată în Deuteronom 17. Împăratul va trebui să aibă cu el cartea legii și să o citească în toate zilele vieții lui, spune textul din Deuteronom, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea. Deci, David avea legea în mâinile lui. Citind-o, a citit David legea? Cu siguranță. O cunoștea el? Cu siguranță. Își lua timp să se apropie de Dumnezeu citind legea? Cu siguranță. Istoria vieții lui ne arată că da. Citim cronicile, citim psalmii și categoric vedem un David care tângea după prezența lui Dumnezeu. Un om cu o viață dedicată întru totul lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși îl numește un om după inima mea. Și acum gândiți-vă. David stătea cu cartea legii în mâini. David răsfoind paginile cărții, ajunge în Deuteronom 12. Și acolo începe să se înfioare. Să-l căutați la locașul lui și să mergeți la locul pe care va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate semințiile voastre ca să-și așeze acolo numele lui, citește David. Și se gândește, stai puțin, să-l caut pe Dumnezeu la locașul lui, la locul pe care îl va alege. Dar ce loc va alege? Și citește în continuare. Dar veți trece Iordanul și veți locui în țara pe care vă va da în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. El vă va da odihnă după ce vă va izbăvi de toți vrăjmașii voștri care vă înconjoară și veți locui fără frică. Atunci va fi un loc pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru ca să facă să locuiască numele lui acolo. Și acum mintea lui David lucrează. Deci, Dumnezeu își va alege un loc. Încă nu l-a ales? Cortul este la Gabaon. Chivotul separat se plimbă de aici colo. Eu stau într-o casă confortabilă. Dumnezeu în cort. Locul în toți anii aceștia n-a fost stabilit încă. Nu sună bine. Observați, iubirea lui de Dumnezeu și cunoașterea scripturilor îi deschide ușa unei cerințe absolut magnifice, îndrăznețe. Doamne, vine ideea, nu cumva aș putea eu avea onoarea de a-ți stabili și construi locul de închinare înaintea ta? Lecția de viață este următoarea. Îndrăzneala înaintea lui Dumnezeu crește pe măsura cunoștinței de El. Ah, se putea gândi David. Oare Dumnezeu nu-mi va face onoarea de a stabili locul la mine acasă? De a-și lega numele de mine? Pe măsură ce îl cunoști pe Dumnezeu mai bine, cunoscându-i inima și voia, reușești să te apropii de El cu mai multă reverență. Cererile tale nu se vor îndepărta de miezul voii sale, iar Dumnezeu este și mai deschis să-ți răspundă. Și răspunzându-ți, tu ești mai copleșit de El și de inima Lui și mai plin de încredere înaintea Lui și tot așa. Pentru că îndrăzneala înaintea lui Dumnezeu crește pe măsura cunoașterii Lui. Cunoaște-L și îndrăznește este aplicația pentru noi. Trăim vieți mici și neinteresante din punct de vedere spiritual? Dacă da, este și din pricina sărăciei în cunoașterea lui Dumnezeu. Aceasta este o primă lecție din experiența lui David. Îndrăznește înaintea lui Dumnezeu. Iar îndrăzneala ta înaintea Lui crește pe măsura cunoașterii Lui. Dar mai găsim încă un lucru acolo. Dacă cumva cererea ta excede anumite principii ale lui Dumnezeu, totuși El este gata să răspundă măcar parțial cererii tale. La ce mă refer? Știm cu toții. În 1 Cronici, capitolul 22, de la 8 la 10,
Dumnezeu îi răspunde lui David, răspunde cererii lui de a-i construi o casă, răspunde îndrăznelii lui. În felul acesta, Dumnezeu a zis: David, tu ai vărsat mult sânge și ai făcut mari războaie, de aceea nu vei zidi o casă numelui meu, căci ai vărsat înaintea mea mult sânge pe pământ. Ci fiul tău Solomon, un om al odihnei și al păcii, va fi acela care îmi va zidi casa. Și totuși, Dumnezeu îi face acest hatăr lui David, care pregătește totul. Proiectul, pietrele, finanțele, materialele de construcție, organizează întreaga liturghie a templului, Solomon aduce doar în fapt visul, cererea lui David. I-a onorat Dumnezeu cererea lui David cu siguranță, pentru că cererea lui a excedat anumite principii lui Dumnezeu. Un om al păcii, David a fost nevoit să facă acele războaie. Cuvintele acestea nu sunt un reproș la adresa lui David, doar că cererea lui exceda anumite principii ale lui Dumnezeu. Templul meu trebuie să fie legat de un om al păcii, nu un om al războaielor. David, nu poți să te las pe tine să construiești casa. Va trebui să o facă un om al păcii, fiul tău Solomon. Dar îți fac hatărul acesta. O poți pregăti. Ce inimă are Dumnezeu? Dacă cererile tale îndrăznețe excedă anumite principii ale Lui, totuși, El este gata să răspundă măcar parțial cererilor tale, să-ți facă hatărul acesta. Aplicația pentru noi? Dacă trecutul tău a lăsat urme care pot aduce atingere numelui Lui Dumnezeu, aceasta nu-L va opri pe El să-ți onoreze cererea în alt fel sau parțial. Dumnezeu nu aruncă omul la gunoi ca pe o cârpă murdară când acesta își rezolvă păcatul și își ordonează viața după voia Lui. În concluzie, mereu suntem îndemnați să încetăm cu cererile noastre înaintea lui Dumnezeu. Mai degrabă să-i mulțumim, să-l lăudăm, să mijlocim pentru alții. E bine, aceste îndemnuri nu sunt rele sau greșite, dar nu trebuie lăsată pe din afară cererea. Ea ne este îngăduită, suntem chiar îndemnați să o facem. Dumnezeu chiar așteaptă să ne sară în întâmpinare, se bucură să-și arate puterea și mângâierea în viața noastră. Pavel o spune în Filipeni 4:6: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Cererea folosește vieții noastre spirituale. De ce? Pentru că atunci când îi ceri ceva lui Dumnezeu și El răspunde, prezența Lui, intervenția Lui în viața noastră este și mai evidentă. Să nu ezităm să aducem cererile noastre înaintea Lui, pentru că răspunzându-ne, îi vom simți prezența, vom fi copleșiți de răspunsurile Lui, îi vom percepe realitatea. În istorie ni se spune că Napoleon, la un moment dat al cuceririlor lui, reușește să cucerească o insulă în Marea Mediterană. Luptele au durat câteva zile, pierderile au fost foarte mari. După victorie, Napoleon și generalii săi s-au adunat pentru a sărbători. Se aflau la masă în cortul lor și pe când se aflau acolo la masă, au auzit un tânăr ofițer afară cerând să intre la împărat. Garda încerca să-l oprească. Vreau să vorbesc cu Napoleon. Gărzile îl respingeau. Napoleon aude discuția și poruncește gărzilor să-i permită să intre. Tânărul ofițer se prezintă înaintea împăratului, salută. Și Napoleon îl întreabă: ce dorești?
și urmează o îndrăzneală incredibilă. Aș dori să primesc eu această insulă ca și proprietate. Generalii lui Napoleon au început să râdă. Nu le venea să creadă că sunt martorii unei astfel de îndrăzneli. Cine se crede asta? Gândeau unii. Își pune viața în joc, gândeau alții. Spre surprinderea lor, Napoleon cere o foaie de hârtie și ceva de scris. Și pe loc întocmește documentul, îl semnează și îl înmânează tânărului ofițer. Acesta a luat documentul și a pocnit călcâiele cizmelor, a mulțumit, a salutat și a ieșit. Cum ai putut să faci așa ceva? Au întrebat generalii. Care sunt meritele lui? Și răspunsul lui Napoleon este copleșitor la rândul lui. I-am dăruit insula pentru că m-a onorat cu cererea lui. Noi înșine am putea să-L onorăm pe Dumnezeu cu măreția cererilor noastre. De aceea, îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Povestea capelei Loreto continuă în felul următor. Surorile s-au rugat 9 zile. În ultima zi, un tâmplar cu barba căruntă și pielea arsă de soare a ajuns în oraș. A lucrat câteva luni de zile, complet singur. Când au intrat în capelă surorile, și-au văzut rugăciunea ascultată. O capodoperă a tâmplăriei își desfășura spirala înaintea ochilor lor, de la podea la loja corului. 2 răsuciri complete de 360 de grade, 33 de trepte ținute la oaltă de cepuri de lemn, fără vreun suport central. Lemnul folosit era un lemn de esență tare, care nu se găsește în zonă. Tâmplarul a fost un personaj misterios. Când au vrut să-i mulțumească, acesta dispăruse. Nu l-au mai găsit. Nu a cerut niciun ban, nici o laudă. A fost un tâmplar care a făcut ceea ce nimeni altcineva nu a putut să facă. Pentru că cineva care urma întru totul calea Domnului a îndrăznit să ceară ceva de valoare, cu respect, specific și gata să plătească prețul. Și astfel, Dumnezeu, onorat de cererea lor imposibilă, a răspuns din toată inima. Scările se pot vedea și astăzi. Du-te și vezi cu ochii tăi rodul rugăciunilor lor. Sau mai bine, du-te la marele tâmplar. El a făcut deja un lucru imposibil pentru alții. El a construit niște scări pe care nimeni nu le-ar fi putut construi. El, ca și tâmplarul, a fost un material din altă lume. El, ca și tâmplarul, a venit să umple prăpastia dintre unde te afli și unde ți-ai dori să ajungi. El a construit scara pentru ca tu și cu mine să o urcăm, pentru ca mai apoi să putem cânta.